E posibil ca iepurașul meu să nu mai veni nimic. Ia chikidam, ia chikidam, ia chikidam, ia chikidam. I-am luat tratament, i-am luat tratament și acesta va fi bine. Ia chikidam, trec, 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 trec. Wow! Belo! Hey, oh! Ketchup aqui! Si, si! Pregătim vaccinurile pentru iepuraș, facem Evomecu, avem aici domnul doctor veterinar. Pregătește dozele. Să sală un cal? Adică să ne înțelegem, facem cu o injecție la fiecare iepuraș, nu cu o injecție toți iepurii. Fiecare iepure cu injecția lui, cu seringa lui. Vorbim aici de condiții. Imediat o să mergem și afară, acum le pregătim dozele și imediat o să mergem și afară ca să-i injectăm. Dragi prieteni, începe procesul de vaccinare a iepurilor. Hai cu care începem? Hai să începem cu ăsta mare, nu? Începem cu iepuroiul neozelandez, care e un neastâmpărat. A sărit peste ăsta. E un neastâmpărat, mi-a sărit pe aici. Ce-a făcut? Cum reușești să-i tragi? Urmează procesul aici, cum este? Ține-l de la, avem, măi. Mă duc, mă. Așa mă fac aici. Da, ser. A, să umflă, a? E a doua oară când le facem la ăștia. Nu? Am mai făcut pe storinul la ăștia când erau mici. Trebuie masați alea. După ce le facem vaccinul, trebuie masați alea în zona asta. Bă, deci și e normal să-i se facă glumă de asta? E normal, mă, unde intră ser? Să facem sub piele, nu să facem mușchi. Dacă facem mușchi, nu sunt mușchi. Domn doctor știe, ascultați că... Că am mai făcut și la porci, nu numai la iepuri. Domn doctor. Filmează, băi, fac masaje. Artiști acolo, nu doctor. Cam sălbatic iepurele astea. E proiul ăsta e cam sălbatic. Să-i facem și la ăsta. Fotografia de post. Ține-l de la pe ca să nu mai... Nu, mă, nu. E bun, e bun, că nu mai stai, că mă dai jos. Dar nu s-a de la mata, a? Da? E, să joacă. Să joacă? Păi așa sare și pe mine. Da. Uite bă la mușcat ăla, vezi? Mm. Uite baldracu. Mi-l-o fi castrat, mă, mâncat așa. Baldracu, mă. Vezi? Ăsta e băiatul. Da, mă, dar mi-l-o mușcat și de o parte și de alta. M-o fi castrat, mă. La cafea? Cred că da. Ia al dracu dacă nu vine să-l tai. Ăla alb. Tu în gură de iepuri, handicapat. Poate că nu mă fi zgâriat așa, e fix în zona aia. Bă, uite cu ce noroc am și-o. M-ai nimerit să-l pui tocmai pe ăsta aici. Dacă era iepuroi, că mă bucai un... Dacă nu e lăsat, e mă rog, uite. A sări bre de lângă mă. Păi poți să-mi așa fel, ca să nu mai s-a mersit. Am făcut, da. Am mușcat, bă, săracul. M-am mușcat în zona. Crezi tu că a scăpat? Nu cred. Dar că-l castrează, nu mai intră în călduri, sau cum?
Nu? Da. Nu mai intră în căldură, nu? Și asta văd când o crește, că dau iepuroaică la el și nu se dă pe ea. E jale, nu? Și aia, o fi făcut și la el altă ceva, trebuie să mă uit și la el. Ce se facă la iepuroaică? Iepuroaică la iepuroaică nu se mușcă? Păi, dar n-are ce să-i facă. Păi și alea s-a dus una peste alta? De. Cu teritoriul, cu drept, să ia. Hai, bă, puștule. Fugi. Ce păcălțe. Noi nimerim măcar să o fi pus în pat. Sărea până acolo. Crezi? N-am mai sărit. Păi n-am mai sărit. Prostia mea, nu i-am pus, am zis că nu mai sare. S-a sărit baldrecul într-o gaură, n-ai văzut ce gaură e acolo și tot a sărit bănele. Bă, ce rău îmi pare, mâncați. Bă, ce rău îmi pare. Păi că ești bine? Păi mă, că te ajută, tu te mă ajută. Și asta are găuri într-o parte și în alta, uite. E normal, mă? Ori fi pui, mă, acum de... Crezi tu? Păi nu iau, mă, și nu-l iau și pe iepurul și-l belesc acum, pe la mare. Nu crezi că ea trebuie să scapă, nu scapă? Păi, băgă capul la cocean. Băgă capul, dracu. Viță. Că sunt ei speriați așa în păi, bine. Chiar să am eu norocul ăsta, nu? Trec de iepure prost. Poate nu, ia să te uiți și la el, să vezi cum e. Păi de așa e la fel ca ăla. În părți. Dar numai că asta n-are sânge. Așa ori arătăm în părți. Dar tu te-ai uitat la ei când ei, nu? Da. Și? Nu mi s-a părut să fie așa. Ce carne are pe nici nu pot să-l apuc la piele. Ajută-l tu, Chris. Nu sunt, uite-te de coaie, uite, asta are coaie. A, păi vezi unde sunt, mamă. Bă! Lateral are coaie. Da, l-a mușcat de acolo, dar ăla săracul nici n-are. E mic. A, păi uite unde și ăsta are, vezi? Da, tot așa are. Găuri în părți. Are și ăsta găuri în părți. Da. O ia trage. Nu te iere cu că-ți dau mâna și eu, nu te fac mult. Da, trage mai mult să vezi că tot așa are. Așa sunt. Început de diaree, vezi? Mamă, câtă mai coile are. Gata? Păi nu cred, mă, că i-a făcut ceva, a? Nu. Nu că dacă era mușcat mai în părți, așa. El e pui, nu i-a crescut coile. Și mic, da. Ce crezi că-i crește? El are mic. Băi, oameni buni, ați văzut cum să fac vaccinurile. Am făcut evomecul la iepuraș. Ideea e că iepurele albastru vienez, masculul, azi noapte din păcate a sărit neozelandezul la el în cușcă, pentru că am avut probleme cu ieslele acelea, le-am... cum nu știu care e treaba, că eu am crezut că sunt destul de înalte și totuși a sărit iepurele, dita mai iepurele a sărit printr-o gaură de 10 cm, deci nu-mi vine să cred, și sus de tot la tavan, adică nu înțeleg cum a sărit, dar în fine, treaba e că la... Am verificat ieprele albastru vienez și este foarte puțin zgâriat în zona scrotului, deci coițele nu au nimic, ne-am uitat la coițe și coițele nu sunt afectate, nu sunt zgâriate, nu nimic. Cu alte cuvinte, e posibil să fi scăpat, nu știu sigur dacă a scăpat sau nu, adică să nu-l fi castrat neozelandezul. Avea un pic de sânge, ce-i drept, la scrot acolo, deci nu la coițe nu avea nimic.
dar în schimb la scrot acolo avea, da, la penis avea un pic de sânge, în laterale mă refer, da? Cred că l-a zgâriat un pic acolo. Dar sper să fi scăpat. Dacă nu a scăpat, asta e, îmi pare rău, va fi un iepure crescut pentru tăiere. Îmi pare foarte rău, dar na. Într-un final am reușit să remediez problema ca iepurele să nu mai sară în partea cealaltă. Am să mă duc acum să mai lucrez puțin la coteț, să-l fac mult mai sigur decât este acum, ca să nu mai am astfel de surprize. Mâine e posibil să le fac și pe Storinul, astăzi le-am făcut evomecul de parazitare internă și pentru boala de urechi. Așa, se va repeta undeva la 12, între 12 și 14 zile. Mâine o să încerc să le fac și pe Storinul la cei doi vienezi micuți. Și cam atât momentan. Pentru perioada asta așteptăm să fete proica neozelandeză, să sperăm că face puiuți și că va crește pentru că este prima ei fătare. Și sper și mă rog în continuare ca iepurele albastru vienez să nu fi pățit nimic, să fie doar puțin zgâriat în zona respectivă și să nu fi pățit nimic, să poată să-mi monteze iepuroica în continuare. Căci de neozelandez mă voi ocupa eu personal. Nu știu, dacă știți voi mai bine cum arată un iepure castrat micuț, vă rog să-mi lăsați și mie în comentarii, chiar mă interesează foarte mult chestia asta. V-am zis, e posibil să-l fi castrat, dar am verificat coițele, da, și nu sunt zgâriate, se vedeau coițele la iepuroiul albastru vienez, se vedeau și nu erau absolut zgâriate, nu era absolut nimic în zona respectivă. În schimb, sub penisul lui era puțin sânge, adică era zgâriat, în părți mă refer, într-o parte și în alta, dar în rest nimic grav. Să sperăm că n-a pățit nimic. Dacă ați trecut și voi prin așa ceva și știți cum arată un iepuroi castrat, chiar vă rog frumos să-l lăsați în comentarii, mi-ar fi de foarte mare folos. Vă mulțumesc frumos și în continuare, dacă vă place ceea ce fac, vă rog să lăsați un like, un share și să dați un abonament la canal și să aprindeți clopoțelul pe toate, pentru că numai așa veți primi notificări în timp real atunci când eu voi posta un nou videoclip. Ne revedem și mâine cu un alt videoclip, v-am spus, când vom vaccina iepurașii cu pestorin. Am fost de-am cumpărat unguent pentru iepuraș, pentru iepurașul care a fost zgâriat de neozelandez pentru albastru vienez. Sunt șanse mari să se recupereze, sunt șanse mari pentru că nu i-au fost afectate ouțele, a fost zgâriat undeva sub penis și am fost și am luat tratament, am luat un unguent, asocilin, am fost și am luat pentru că am crezut că am ibazon și n-am mai avut, am fost și am cumpărat repede asocilin de la farmacia veterinară, da? Este un antibiotic foarte bun pentru răni, pentru a nu se infecta, vi-l recomand. Și încă o dată îi mulțumesc tare mult pe această cale doamnei Adriana Stirblea din Timișoara, da, pentru sfaturile dânsei și pentru timpul acordat mie în legătură cu iepurii. Pentru că dânsa mi oferă foarte multe informații și foarte mult ajutor în creșterea acestora, da, pentru că eu sunt la început. Așa că, frații mei, mă bucur tare mult că e posibil să salvez iepuroiul, e posibil ca iepuroiul să nu aibă nimic, e posibil ca acesta să poate fi salvat și să nu rămână fără ouțe, să poată să-mi facă puiuți direct.